votat astăzi cu candidatul și partidul care a venit cu proiecte de dezvoltare concrete pentru botoșăneni, pentru următorii 4 ani. Bineînțeles că am votat candidatul cu cea mai mare experiență administrativă și legislativă, care știe de a doua zi ce are de făcut în această funcție, deoarece botoșanul nu are nevoie de amatori la conducerea județului. Avem de implementat proiecte de sute de milioane de euro, proiecte atrase cu fonduri europene care se află în acest moment în diverse stadii de implementare. Bineînțeles că am votat echipa cu cea mai mare expertiză, echipa care a pus în fața botoșănenilor pe toată perioada campaniei electorale proiectele cu care s-au dezvoltat comunitățile noastre și, bineînțeles, proiectele cu care vor dezvolta comunitățile în următorii 4 ani. Bineînțeles că nu am votat cu echipa care în toată această perioadă nu a făcut nimic altceva decât să o instige la ură, să instige la violență. Au preferat scandalurile și nu au venit cu niciun proiect în fața botoșănenilor. Botoșănenii sunt cei care vor alege pe care cale va merge județul Botoșan în următorii 4 ani și sunt ferm convinsă că aceștia sunt foarte înțelepți. Sper să avem o prezență foarte bună astăzi la vot și Doamne ajută tuturor!